nu știu din ce cauză Artur Chișanca a refuzat să lupte cu mine, dar vă spun cu certitudine că voi lupta în continuare, nu contează va fi Chișanca, ori va fi altcineva. Sunt sigur că Artur a făcut un show. Chișanca, deja noi toți știm că el este un showman. Luptă mai puțin, dar vorbește mai mult. Și mereu mă folosesc din aforism că oamenii se aseamănă după vorbă, dar se deosebesc după fapte. Dacă sunt careva întrebări de ce el nu vrea să lupte cu mine, probabil trebuie să-l întrebați pe el. El va răspunde la întrebările date. Dar eu sunt gata mereu să lupt cu Chișanca și azi și mâine. What kind of opponent are you looking for now? Что дальше? But I'm ready for everyone, you know. Я готов к любому сопернику, к любому бою. Я бы хотел сразиться с Константином Цуцу из Молдавии, чемпионом. Это будет непросто, но я хочу испытать себя. Сейчас я готов к экспериментам. У меня другой вес, другой стиль. Прием фос приготит. Ca să ies să lupt cu el și îmi pare foarte rău că nu va fi lupta dată, deoarece o aștept și eu foarte mult și toți cetățenii din Republica Moldova, probabil și din toată lumea. Putea să fie o luptă foarte frumoasă, poate să fie chiar o luptă pentru istorie. Și în plus la toate, Țuțu Chișanca sună foarte bine, foarte frumos. Dar din păcate nu va avea loc lupta dată. Nu poate să fie lupta Țuțu Chișanca cea mai principală din viața mea, asta e unul. Doi, într-adevăr este foarte complicat să fii în sala de sport și în parlament, dar dacă este un scop, numai decât o să lupții, eu știu bine cum să mă pregătesc de o luptă, știu bine cum să merg la serviciu pregătit și dacă până acum a fost o muncă foarte complicată numai în sport și fizic, acum este și intelectuală și morală. De asta vă spun cu certitudine că o să pot, o să vă demonstrez că sunt bun, o să lupt, o să arăt luptă frumoasă și nu în ultimul rând și în Parlament o să fiu la nivel. Noul meu adversar foarte puțin l-am studiat, deoarece nici nu am avut timp, dar nici nu am viciul ăsta ca să-i studiez foarte mult. Îmi știu bine lucru, îmi știu bine abilitățile care trebuie să le aplic în ring, trebuie să lupți, trebuie să te pregătești cât moral și fizic, și spiritual, bineînțeles. Este un sportiv foarte bun și mereu spun că fiecare luptă în parte este o luptă care mă pregătesc ca o ultima dată. Nu poate să fie că este un adversar slab ori puternic, pentru mine este luptă, eu ies la ring și lupt. Как все знают, мы об этом говорили, контракт Константина Цуцу в этом году закончился. 5 лет Костя у нас на контракте. Мы не стали продлевать этот контракт, так как Костя сейчас на данный момент тоже очень занят, он депутат парламента, но по обоюдному согласию между нами Костя в этом году будет участвовать. Минимум в этом году еще будет участвовать. У него будет бой 4 апреля, обязательный бой следующий будет в декабре, когда Константин должен будет защитить титул и пояс чемпиона мира в KFK в категории 85 килограмм. Насчет боя Кости и Артура Кишенко не хочу комментировать. Все ждали, конечно, этот бой, все надеялись, в том числе и я. Я шел к этому бою где-то около 2-3 лет последние. Но в последний момент не смогли договориться все-таки с Артуром, и бой не состоится. Но все вопросы, это, конечно, к Артуру. Уже Костя готов. А вдруг еще через определенное время, может быть, почему бы и нет. Сейчас на апреле против Кости выйдет на ринг хороший боец из Латвии, многократный чемпион Латвии, победитель чемпионата Балтии, обладатель двух чемпионских поясов,
Он хороший боец муай-тая, кикбоксинга, по правилам К1 дрался. Так что у Кости очень достойный соперник. Его зовут Виталий Бухряков. Надеемся и уверены, что будет очень хороший бой. Iron Punch. Steel feet. And the strongest muscles. One night, one ring, one champion. April 4th, King of King, Eagles Series in Moldova. Supervised live on Fight Box Channel. Moldova, Romania, Holland, Ukraine, Italy, Lithuania, Spain, Germany, Azerbaijan. Two best King of King heavyweight fighters, Colin George and Vladimir Tok, and only one champion belt. AOK star Konstantin Tutu. KOK World Grand Prix Final 4 live on Eurosport.